Primarul din Petroșani a convocat în ședință reprezentanții firmei de termoficare pentru a vedea dacă se pot asocia la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară la nivelul Văii Jiului. Asta pentru că acum la Petroșani dictează lichidatorul firmei de termoficare. La Petroșani noi avem o situație un pic mai specială decât celelalte orașe. Prin ce? Prin faptul că SC Termoficare SA Petroșani este în insolvență, iar în acest moment deciziile se iau de către lichidator, deci practic noi nu putem să luăm nicio decizie fără acordul lui. Am cerut acordul scris, mă rog, am făcut o hârtie către lichidator, am primit răspunsul prin care ei ne spun că din punct de vedere legal nu se poate face această chestiune în acest moment, pentru că suntem într-o procedură de reorganizare aprobată și semnată de creditor și aprobată de judecătorul sindic, dar, repet, eu o să expun toate aceste probleme Consiliului Local și vom lua o decizie ulterior. La nivelul Văii Jiului se va constitui o asociație de dezvoltare intercomunitară în care vor intra toate primăriile și care vor gestiona o societate unică ce va furniza agent termic printr-un sistem unic la nivelul Văii Jiului. Pentru aceasta, în consiliile locale trebuie luate decizii de aderare la acest for.